interesant și la modă, pentru că a început săptămâna asta cu inimioare și toată lumea se... și toate pupăturile la final conțin și textul iubi tu ce-mi iei. Pe bune, iară, tot eu. Mă gândeam așa că se circulă foarte ciudat pe străduțele micuțe și înguste din capitală. Azi noaptea a fost foarte fric și a înghețat ce s-a topit ieri. Și este un polei de m-am oprit în 16 metri, era să mă urc o doamnă, cum se zice, în circulație. Avea o chichineață de mașină și la orice intersecție frâna fără motiv. Păi, ce să fac? Era să o bag sub mine. I-am semnalizat de două din faruri să se să degajeze. Nu asta vreau să zic. Vreau să zic că circulația din zilele astea, cu atât de mult polei pe jos pe străduțele lăturalnice, poate fi privită în săptămâna aceasta cu doi ochi diferiți. Mm. Cu ochiul mârlanului, bădăranului, neavenitului. Făi, dacă mai frânezi, intru prin tine. Da. Sau au. Pentru că este așa o săptămână frumoasă. La accidente ușoare s-au legat atâtea prietenii trainice și căsnicii. Păi serioase. Eu știu realizator de televiziune de s-au și însurat după un accident. Stai puțin că fetele sunt foarte acum, mai au ceva să ne spună. Ce crezi, Răzvan? Despre Valentine's, da, vă rog, da. Noi vrem să facem o surpriză domnilor. Așa, care foarte vor să aducă cadouri doamnelor. Și nu unul, repet, ci 2, 3, 4, 5. Ei pot câștiga acest minunat cadou trimițând un mail care să conțină cea mai frumoasă piesă de dragoste pe neața1.ro. Dumneavoastră trimiteți cântecul, iar noi vă oferim acest cadou. Pe restul trebuie să le cumpărați dumneavoastră. Cea mai frumoasă piesă de dragoste pe neața Aronda Antena1.ro. Și voi alegeți câștigătorii. Și voi vă alegeți și cu premiu. Și voi vă alegeți și cu urările de Valentine. Da, ce-mi place asta cu premiu. Mulțumim, fetelor, vă mai sunăm noi pe fix. La televizor este foarte bine când pui punctul să se simtă că e punct și când mai ai ceva de zis să se simtă că mai ai ceva de zis. Iar când zice cineva ceva, să nu-l întrerupi. Mulțumesc. Loredana este alături de noi prin Skype. Bună dimineața! Neața! Ce cauți, măi, în viața noastră? Ce să fac? Ce fac? Da. Vreau să vă prezint horoscopul. Ce crezi că te califică pentru această meserie? Ambiția? Energia? Perseverența? Da, astea nu ne interesează la Neața. Zim dacă, dacă ai mai lucrat pe undeva și dacă acolo ai rezistat la glume proaste, mici dezamăgiri de birou, farse, bătaie, cum s-a întâmplat ieri la emisiune. Am lucrat când eram mai mică ca ospătar și am trăit toate... Am întâlnit... Am dat și peste bătaie, dar am avut noroc că nu m-au bătut. Dar era cât pe ce. Aoleo, perfect. Deci bănuiesc că ai auzit toate replicile proaste de agățat, puberea ai scăpat. Da, da. Bun. Loredana, ești pasionată de horoscop? Cum? Ești pasionată de horoscop? Da, normal. Am înțeles. Ești genul care își întreabă prietenii, prietenele, în ce zodii sunt? Vrei să vezi dacă te potrivești cu unii, cu alții? Atunci când fac cunoștință cu o persoană nouă, primul lucru pe care îl fac după ce întreb cum îl cheamă este le întreb care este zodia. Am înțeles. Ca să-mi dau seama cum înțeleg cu persoana respectivă. Tu în ce zodie ești? Berbec. Perfect. Zine, cu ce zodii nu te potrivești? Eu știu cu care mă potrivesc. Ok, mai pozitiv. Cu ce zodii te potrivești? Cu gemeni, taur, da. Leu, da. Și săgetător. Ok, am înțeles în atâția ani de matinal, cu fecioara nu se înțelege nimeni bine. Bun, mulțumesc și pentru treaba asta, e o confirmare. Te rog frumos să ne spui în două vorbe cum crezi că ar arăta horoscopul pentru primele trei zodii din horoscop. Bănuiesc că ți-ai pregătit în minte treaba asta. Pentru primele trei zodii arată cam rău pe ziua de astăzi. Adică dacă o să începem cu berbec... Adică cu mine, cu zodia mea, cred că o să pic examenul mâine, pe care l-am. Ok. Și cred că Dani sau tu aveți nevoie de medic. De? De medic.
Uite, chiar tu ai nevoie de medic. Am simțit asta încă de când m-am trezit de dimineață, da. Bun, și după Taur ce vine? Gemeni. Perfect, gemenii cum se simt astăzi? Cam flirtează gemenii, ca de obicei. Ce fac? Flirtează. Așa fac gemenii? Oh. Așa fac. Nici n-am știut. Loredana, să lăsăm partea de horoscop. Spune-mi cum stai cu programul, dacă ți-am greșit cu ceva trezindu-te pentru următorul an de zile la 5. Ți-a schimbat viața? Mi-a schimbat-o în bine, că aș avea un program normal. Acum ai un program anormal? Nu, l-am refăcut normal. Nu mai înțeleg nimic. Ai iubit? Contează. Bineînțeles că nu mai vrem să angajăm toate distrusele. Nu am. Sau mai nou, există o specie nouă, mai rară în televiziune. Vine două luni, se plânge că ea nu, că cârcă, măr, că n-are cu cine să meargă la un botez, că dacă avem noi un prieten, că nici la film nu o scoate nimeni și poc ziarul. Loredana, ultima întrebare pentru tine. Ce faci astăzi? Vrem să știm cum arată programul tău, fie el normal sau anormal, astăzi, într-o zi obișnuită. Astăzi o să merg să mă uit pe niște documente. Nu pot să dau mai multe detalii. Lucrez la SRI, am înțeles. Și o să fac un referat pentru examenul de mâine. Ce ești la bază tu? Cum? Ce ești la bază? Ce meserie ai? Sunt jurnalist. Jurnalist care lucrează la SRI. Perfect! Și ce ai vrut să te faci când erai micuță? Jurnalist. Perfect. Câți ani ai acum? 23. Ai tot timpul din lume. Te pupăm, să ai o zi frumoasă, alte pretendente vor trece pe la noi. Ești prima care a spart gheața și mă bucur tare mult că ai avut acest curaj, jurnalist. Și eu vă pup. O zi bună.